Celebrul actor se afla pe o stradă din București în urmă cu mai mult de o lună, în zona aviatorilor. Mitică Popescu se afla acolo pentru a merge la farmacie, unde a și intrat. Apoi, actorul a ieșit și s-a urcat într-un autobuz și a plecat, după mai bine de 50 de ani de carieră, practic o viață petrecută în lumea filmului și a teatrului. Mitică Popescu a primit o pensie de peste 5.000 de lei din partea statului, pe lângă banii veniți din drepturile de autor. Mitică Popescu avea un program destul de încărcat și era destul de preocupat de meseria lui. Căci deși ajunsese la o venerabilă vârstă, regretatul actor încă lucra. Emisiunea lui, Dalelu Mitică, de la TVR2, ajunsese la sezonul cu numărul 22 și era pe post din anul 1999. Din păcate însă, Mitică Popescu s-a stins din viață lăsând un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut personal sau au avut ocazia să-l vadă interpretând roluri magistrale din fața televizorului. Regretatul actor și-a desfășurat cea mai mare parte a activității pe scena Teatrului Mic din București și a fost premiat la Gala Premiilor Uniter din 2009. Ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.